Salut, eu sunt Sherry, bine ați venit la un nou daily vlog. Asta e ultima zi la Hațeg, va trebui să ne întoarcem la Craiova și nu sunt foarte fericit din cauza asta, dar totuși la Craiova o să pot să fac din nou foarte multe daily vloguri și... Bă! Ce dracu? Tu ești Sherry din trecut? Da, ești vechiul Sherry. Na, și ce străbă? Am auzit că ai început să faci cancer pe YouTube. Oarecum, dar care e problema ta? Păi vreau să te schimb. Vrei să mă schimb? Păi te anunț că nu o să mă schimb, ce o să faci? O să te omor. O să mă mori? Cum? Hai să mă mori. Efecte speciale. Salut, eu sunt Sherry, sau mai bine zis vechiul Sherry, și sunt pe revenire. Săptămâna viitoare voi posta un nou episod în viața reală, cel mai probabil Instagram în viața reală, pentru că am făcut Facebook, YouTube și Ask a Femme, timp o să facem și Instagram. Dar săptămâna aceasta vă servesc cu un nou fresh, dacă Google... Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Salut, eu sunt noul Sherry, iar astăzi vă voi aduce ceva foarte nou, foarte original și foarte, foarte muncit. Azi facem Q&A. Se pare că vechiul Sherry s-a pierdut undeva pe drum, dar oricum, dacă v-a plăcut sketch-ul de la început, v-aș vrea să dați foarte, foarte multe like-uri pentru el, pentru că a fost făcut pe o perioadă destul de lungă de timp, de la Hațeg până aici. Mare, mare șmecherie. Să începem cu întrebările. Dar întâi lăsați un like, da? Recent sunt așa puțin obsedat de like-uri. Bă, vine soarele ăsta prea urât, deci am zis și eu că fac setările de cadru pentru asta în care nu vine soarele atât de mult. Da, știu că comparat cu vechiul Sherry, nou Sherry e insuportabil. Hai să trecem o dată la întrebări. Mihaela Dragota întreabă, când mai faci o vizită și pe la sară, vrei să-l moștenești pe Codrin sau ce? Da, aparem foarte mult să fac mișto de mine că sunt gras și că m-am îngrășat. N-am ce să spun. Au făcut un meme în care a luat o poză cu Codrin și o poză cu mine dintr-un vlog de al lui Marius care face daily vloguri. Da, mă, The Wampers fac daily vloguri, dar Marius face genul ăla de daily vlog în care dacă intră peste mine în casă și mă cac, o să mă firmeze și o să zică: ah, deci după cum vedeți aici și au se cacă. Așa îmi zic ei Șeau, de la Șeraru, numai că eu sunt râit și îmi zic singur Șeau. De fiecare dată când mergeam cu ei la filmări, Marius era efectiv obstacolul, pentru că eram gen: Marius, ia la variera. Ce, cum? Ce să iau? Avaera? Ia-ți, bă, vrea Șeau să om avaera. De ce în 2016 mă faci mișto de mine că sunt râit și gras? Acum râdeți de mine că sunt și gras. Și poate aș vrea și eu să-l moștenesc pe Codrin. Probabil n-ar mai trebui să fiu atât de comercial. Dar nu zic că în aspectul ăsta, că nu vreau să mă îngraș. De ani de zile YouTube-ul a pus stăpânire pe viața umană. Milioane de oameni sunt activi zi de zi. Bă, taci, mă. Însă un videoblogger numit Sherry a făcut montaje care au arătat ce am devenit de fapt. Asta e viața reală, Sherry. Noi suntem oameni? Răspunde. Asta e, mă, viața reală. Sunteți oameni? Hashtag daily vloguri distrug umanitatea. Hashtag Sherry este antichristul. Și mă întreabă dacă noi suntem oameni. Nu știu, frate, te-ai uitat prin comentarii că acolo sunt jumate animale. Dacă ai putea schimba un singur lucru la această țară, care ar fi acela? Sunt foarte curios de răspunsul tău. Sunt multe probleme în țara asta, dar toate sunt sau au fost legate la un anumit punct de oameni. Și asta cu oamenii nu e numai în România. Oamenii sunt de vină pentru tot oriunde, în caz că nu v-ați dat seama. Dar oamenii, de asemenea fiind cât se poate de serios, sunt niște entități absolut minunate care au creat scrisul și arta și arhitectura și pictura și internetul și YouTube-ul și Sherry și... Hai, mendând schemuri la oameni, suntem tot noi, suntem, știi? Lumea vine și spune, bă, opriți poroarea că distrugeți planeta. Nu distrugem planeta, ne distrugem pe noi. Și chestia asta mi se pare că a spus-o George Carlin. Besides, there is nothing wrong with the planet. Nothing wrong with the planet. The planet is fine. The people are fucked. Difference. Difference. The planet is fine. Compared to the people, the planet is doing great. Been here 4.5 billion years. Așa, unde a rămas? Cosmin Alexandru Grigore, pe care îl salut cu respect, mă întreabă. Salut, Andrei, uite câteva întrebări pentru tine. A, nu asta e întrebarea, întrebările urmează. Încotro crezi că se... Bă,
Bun. Da, bănuiesc că știți și voi că am un papa care autist. Încotro crezi că se îndreaptă industria? Bă, încotro crezi că se îndreaptă industria video de pe YouTube? Înainte era gaming-ul cel mai căutat, apoi a existat o perioadă în care gaming-ul și vlog-ul erau pe primul loc. Iar acum observ o creștere a vlog-ului în România. What's next? Nu știu, depinde și de cum se schimbă algoritmul YouTube. Deci ca să-ți răspund la întrebare, Cosmin, nu am idee încotro se îndreaptă, dar cred că contează și algoritmul YouTube, pentru că acum favorizează foarte mult uploaduri lungi și foarte dese, deci practic gaming-ul și daily vlog-urile. Cum te-a ajutat YouTube-ul în viața overall, în care sunt chestiile care crezi că te-au ajutat pe plan de dezvoltare personală, chestii care au venit de pe partea asta de creator de conținut video? Faptul că am reușit să cunosc oameni care aveau aceleași pasiuni ca mine, oameni extrem de faini și inteligenți. Dacă nu aveam avantajul ăsta, s-ar putea să fi rămas blocat într-un colectiv gen fosta mea clasă și aș fi ajuns treptat un retardat dacă rămâneam doar la oamenii ăia și cercul meu de prieteni era doar în jurul unei clase dintr-o școală. Care e următorul pas pentru Sherry pe parte profesională? Nu știu exact la ce te referi, dar eu vreau să-mi iau o cameră și vreau să-mi iau un calculator bun și vreau să termin liceul, să mă mut în București și să fac gen înainte de facultate, aș vrea să fac asta un an full time, gen YouTube, pe aia să mă duc la facultate, termin facultate și chiar aș vrea să trăiesc din chestia asta, dacă se poate. Off topic. De ce tutorialele de Photoshop nu sunt la fel de populare ca vlogurile? Nu știu ce să se spun, Cosmin Alexandru Grigore, dar în caz că poate știe cineva pe Cosmin Alexandru Grigore, el are grig.ro și are Photoshop Tutsro, nu știu dacă îl știți, dar dacă îl știți, ar putea să fiți OG internetului, că tipul era destul de cunoscut back in 2013, cred. Na, eu am învățat niște Photoshop destul de bun de la tine și te consideram un YouTuber de mega succes și pe perioada aia chiar îmi doream să ajung la numărul tău de abonați. Deci te salut, ai fost un fel de inspirație pentru mine. Ce planuri ai pe parcursul anului școlar? Adică ce content o să postezi și cât de des? Mie oricum îmi place orice ai face. Vreau să postez cât mai des și caritativ. Știu că asta sună utopic, dar tindem spre idealul ăsta și pe măsură ce cancerul de pe YouTube tinde spre infinit. La mine pe canal inclusiv. Ce pot să spun? O să-mi dau sufletul pentru YouTube. Na, o să mor. Dinița Antonio îmi scrie: acum știu, faci vlog pentru bani. Nu pot să spun nimic pentru că mă amenință poza lui de profil. Nu da. Nu da. Oh, e un câine, oameni buni, dacă mă mușcă. Copil mușcat de maidanez. Asta vreți. Ce părere ai despre statutul elevului? Faza că din toamnă o să ne putem schimba profesorii când vrem, o să putem să ne evaluăm în mod anumit profesorii. Îți place ideea ca elevii să-și aleagă singur materiile? Eu o să intru între 8-a, iar eu vreau să materii de real și eu m-am bla. Statutul elevului, o inițiativă foarte faină, care, dacă mă întrebați pe mine, cel mai probabil nu va fi pusă în aplicare și nu se va respecta niciodată. Și acum o să vă dau un exemplu prin care îmi susțin punctul de vedere. Undeva prin clasa 7-a, semestru 1-2 sau la începutul clasei 8-a, a intrat în vigoare acea chestie legată de ora de religie. Cum că de acum înainte, elevii vor trebui să depună cerere dacă vor să se înscrie la ora de religie. Bineînțeles, în caz că nu știați, eu nu cred în Dumnezeu, așa că nici eu, nici familia mea nu am depus nicio cerere. Dar într-o seară minunată, diriginta mea sună și spune: da, e bine să depuneți cerere cât mai mult să faceți religia. Doamna aceea s-ar putea să-și piardă din ore și mi-este prietenă, e o doamnă atât de bună. Andrei, cred că este cazul să faci religia. Eu acolo eram... nu știu dacă știți cum era Becariu, Oierul Salvator al României, Doamne ajută. Dar eram exact așa cum a fost Becariu în Diarul Poziaristă de la Ziua Veche, mi se pare. Și ce vrei tu acum? Păi nu vrea. Ce vrei să faci? Dar de ce vorbiți așa? Păi da, dă timp, p***a mea, ce ești anchetatoare, ce ești procuroare, tu îmi bă, declarația de avere și în tine. Larisa Pop mă întreabă ce planuri ai pe viitor, nu întreb doar legat de vlog. Gen, la ce liceu vrei să mergi sau la ce facultate, nu cred că vei lucra toată viața din vlog. Păi eu sper să pot lucra toată viața din vlog, nu toată viața, să pot să lucrez niște ani buni din vlog, doar din vlog, să fac asta full time, pentru că e cumva visul meu momentan, cel puțin. Asta nu înseamnă că nu fac un liceu și facultate, la liceu mă duc deja sau să mă duc din cât, 12 septembrie, la un liceu la științe, profilul al 5-lea pe țară, deci acolo o să fie cancer pentru mine, o să fiu îngropat în carte și o să fac și o facultate posibil une ATC în București, nu știu exact ce o să fac. Oricum după liceu mă mut în București și aș vrea să fac full time job la un moment dat YouTube și mult timp. Motoca Larisa, îți mai amintești de vechiul Sherry care striga în gura mare pe stradă? Sunt virgin și vreau sex, chiar acum am uitat la acel episod, nu știu de ce vorbesc atât de tare, dar da. Exact, acum 3 ani, Sherry a făcut un episod numit Te Provoc. De fapt n-am mai făcut încă două după acelea. Erau niște provocări ara 2013, acum provocările au murit, mi se pare că nici Irie nu mai face, provocările au fost mereu o idee cancer, dar mă rog. Eu am dus cancerul la nivel, dacă nu mă credeți, priviți un fragment din acel episod. Te promit să strigi în gura mare, sunt virgin și vreau sex. Ce? We are infinite. Sunt virgin și vreau sex! Sunt virgin și vreau sex! Ai, sunt virgin și vreau sex! Sunt virgin și vreau sex! Da,
sper că v-a plăcut. Dar deoarece și acest Q&A este aproape filmat, v-aș vrea să dați un pumn butonului de like, mai ales pentru sketch-ul de la început, să dați un share pe Facebook, chiar mă ajută foarte mult, dacă încă n-ați făcut să vă abonați, m-am dus... Santos, vechiul șerif, frăție, se știe!